Da, am revenit cu a doua parte a emisiunii. Cine vrea capul lui Ion Călinoiu, vicepreședintele PSD la nivel național și președinte al Consiliului Județean Gorj? Am văzut până acum că patru dintre deputații formațiunii politice conduse inclusiv de Ion Călinoiu îl atacă și îl atacă foarte dur, îi reproșează până și rezultatul votului, acel vot negativ pe care Ion Călinoiu l-ar fi atras în urma modului în care a înțeles să facă administrație la nivelul Consiliului Județean, votul anti-Călinoiu, îl numesc parlamentarii PSD, care ar fi mers automat către Victor Ponta. Cine ar vrea capul lui Ion Călinoiu? Pentru că, spuneam, au existat tabere în PSD încă de acum un an și jumătate, doi, atunci când, știm, au apărut în scenă și lupii tineri ai PSD-ului. Ion Călinoiu a fost, culmea, capul uneia dintre aceste găști politice. El era cel care a condus o anumită perioadă grupul lupilor tineri din PSD. Cum de acum se întorc asupra lui nemulțumirile parlamentarilor, adică ale unei alte specii din PSD. Este vorba de oamenii pe care PSD-ul i-a pus pe niște liste, oameni care au fost aleși, oameni care își desfășoară activitatea în Parlamentul României. Ei bine, tocmai ei, iată, îl atacă și îl atacă foarte dur pe Ion Călinoiu, pe care îl acuză că este un fel de președinte închipuit, că singur s-a auto-intitulat lider al PSD Gorj. Domnule Manta. Sigur, după părerea mea, cred că nici el, nici alți lideri de PSD-ului nu realizează un lucru esențial, care ține de normalitatea vieții politice și de normalitatea vieții, în general vorbind. Pentru că, până la urmă, viața politică și administrativă este o parte a vieții noastre de zi cu zi. Și anume că orice funcție, orice activitate te uzează, mai ales cea politică și administrativă. Pot să vă spun acest lucru din experiență și, slavă Domnului, mi-a dat Dumnezeu gândul al bun și când am simțit acest lucru fără să fie nevoie de a răsturna situații, de a declanșa resentimente categorice și agresive și mai departe, am făcut pasul înapoi. O activitate de 20 de ani la nivelul Consiliului Județean, din care 4 ani de vicepreședinte 8. Și 8 ani de vicepreședinte și 12 de, da, 12 de președinte, 12, că finalul să, mă rog, până acum 10 jumătate, dar mai e un an și jumătate. Așadar, este o carieră mult prea lungă și din acest punct de vedere astfel de fenomene par firești, par normale. Deci nu trebuie să ne închipuim că nu știu ce răsturnare de meteoriții a intervenit. Drama este pentru ei că n-au realizat sau acceptă mai greu. S-ar putea ca în sinea lor să realizeze că e timpul să schimbe ceva. Dar probabil că în mod personal mai greu acceptă o astfel de evoluție. Și, sigur, eu sunt convins că și el și ceilalți lideri care au făcut deja
mult multă, cum să zice, s-a făcut pe pământ, e o expresie populară, a făcut nu umbră pământului. În sfârșit, s-au adunat mulți ani peste aceste activități și politice și administrative și trebuie să realizeze că e timpul să facă o schimbare în viața lor, în viața lor și în viața organismelor pe care acasă le conduc. Nu, domnul să ne înțelegi, spune că să plece să știi acasă. Ceva. Acum, să știi ceva. Nimeni nu poate impune votul, unui politician votul să se retragă la o anumită vârstă. Votul dat de români lui Iohannis n-a fost un vot pro-Iohannis. Nici măcar n-a fost un vot profund anti-Ponta și nici chiar anti-PSD. A fost un vot mai mult antisistem, anti-aroganță, anti-autosuficientă din partea liderilor politici și administrativi. Și mai ales un vot de răzbunare din partea oamenilor care sunt umiliți la tot pasul, când merg la spital, când merg la finanțele publice, când merg la primărie sau știu eu, la orice alte autorități în care, la care apelează evident dintr-o nevoie foarte urgentă. E, toate acestea se adună și atunci, fără îndoială, ei dau un vot. O atitudine. Un vot care poate merge, am văzut, chiar și către un om de aceea și mai spun. Puțin politic, pentru că nu este Klaus Iohannis politicianul da. Cu care suntem obișnuiți. Nu, dar, nici nu știu cât de politician este Klaus Iohannis. Am văzut foarte mulți de la ei, de la PSD, că nu și explicau această victorie, după părerea mea, categorică. Aș zice zdrobitoare față de cum da, se profilau de la un avantaj lucrurile, exact, al lui Ponta de 10% s-a ajuns la un dezavantaj de 10%. Să se ajungă la un e, avantaj se explică, al lui Ponta în mare, cam psihologii vorbind. E, ori, acești oameni politici și de administrație ar trebui să înțeleagă lucrurile astea. Că, vedeți, al minter vine o vreme când reacțiile sunt mult mai dure și mai agresive decât dacă iei măsuri din timp. Tu, ca om politic, ca om de administrație sau chiar și fie și numai ca om. Domnule Puiu Diaconescu, am văzut într-adevăr niște rezultate ale unui vot, ale ultimului vot, votul pentru președinția țării din al doilea tur de scrutin. Într-adevăr, o diferență foarte mare între Victor Ponta după primul tur și Klaus Iohannis, recuperat acea diferență și lăsat în urmă la vreo 10% Victor Ponta, culmea, toate calculele politice, toate calculele făcute de politicieni, toate acele strategii pe care le-au conceput reprezentanții PSD-ului între cele două tururi de scrutin, l-au făcut pe Victor Ponta și i-au făcut pe reprezentanții PSD-ului să stea liniștiți, pentru că nu avea cum să depășească Iohannis, un candidat al unui PSD cu un scor categoric, plus acoliții pe care reușiseră să și-i atragă, spuneam, între cele două tururi de scrutin. Credeți că atitudinea pe care o au acum unii reprezentanți ai PSD-ului, ai PSD Gorj, față de liderii pe care i-au avut și îi au, este atitudinea pe care, sau poate fi comparată cu atitudinea pe care au avut-o oamenii, cei care au mers să voteze în momentul în care au avut de ales sau în momentul în care au simțit că s-au săturat de ceva și trebuie să facă, să acționeze ca să schimbe totuși sistemul din România? Nu, eu pierd simplu. Aici n-a câștigat opoziția, partidul în sine. Adică aroganța, demagogia, multitudinea asta de roșu și mult și cheltuielile extravagante, începută cu minciună
că taie pensii când omul ăsta nu tăiasă niciodată viața lui și nici nu participase ca politician, că n-avea o viață în spate de politician. Nu, se spunea de ce ar urma să facă, ori așa, nu știu câți oameni au... Au înțeles că e minciună. Câți oameni au înțeles, pentru că omul de la țară, fără acces la o informare corectă, cred că nu a luat în seamă respectivele pliante. Eu înțeleg să cred că cei patru deputați probabil au înțeles. Credeți că cei patru deputați care sunt la București în momentul de față, care au dat un comunicat de presă prin biroul lor de presă, au girul structurii de la centru pentru a face acest demers? Al cui structură? Păi, haideți să ne gândim. Haideți să ne gândim. În PSD, într-adevăr, la nivel central, sunt foarte multe grupulețe, așa cum sunt și la nivel local, cum sunt în toate partidele. Și-au dat seama acei oameni, vrând nevrând, că trebuie să schimbe ceva sau măcar să dea impresia că încep să schimbe două lucruri. Baronii, printre care se scriu și vârfurile de la Gorj, catalogați nu de Puiu Diaconescu, de mass media, de lume, au crezut că prin ieșirea lui Victor Ponta vor putea să facă ce-au făcut și până acum sau chiar mai mult. Că totul este acoperit și că nimeni nu-i va mișca și că nu-i va trage la răspundere. E, Dumnezeu a vrut, zic eu, să fie altcumva. Pentru că cred că țara... Eu zic că oamenii au vrut în cred primul că, rând. Da, și eu zic... Nu mergem așa în sfere atât de înalte. Așa. În condițiile astea, cred că s-au meruit. Unii pot să înțeleagă că trebuie să reformeze acest partid, că trebuie să schimbe, dacă vor să mai existe, cel puțin pentru 2016, la un potențial, pentru că partidul e mare. Alții nu se pot dezobișnui. Păi, cu ce s-a obișnuit? Acum, să dezobișnuim baronul să ia bani, să dezobișnuim baronul, cum am văzut în ultimele săptămâni sau luni, să ia șpagă, este foarte greu. Mai e puțin. Plus că acel baron cu acele metehne a cam îmbolnăvit clasa politică. Pentru că e contagios. Aș fi curios de o treabă. Aceste metehne pe bază de cod penal se iau foarte ușor. L-am văzut pe Victor Ponta. De la om la om sau de la politician la politician. Ori oamenii care s-au lovit de aceste sau de sistemele coordonate, administrate, puse la punct de acești baroni, nu mai au încredere în ei și vor ca acești oameni să fie dați la o parte. Credeți că o să se întâmple acest lucru, să se renunțe la dinozaurii, la cum i-a mai numit mass media, dinozauri, baroni și așa mai departe? Da. Și cu cine vor fi ei înlocuiți? Sunt convins. Victor Ponta deja l-am văzut ispășit. Da. Și recunoscând toate greșelile, sunt convins că Victor Ponta nu va mai apăra niciun baron și mai ales pe cei certați cu legea, nici pe aroganți, pentru că este tânăr și are nevoie să-și reconstruiască cumva viața politică și imaginea. Mai știu sigur lucru, că în partid, și sunt și eu curios, în marele mastodon PSD, nimeni n-a scăpat când a pierdut alegerile să ducă mai departe drapelul partidului. Așa că nu se știe ce se va întâmpla la acest congres care va fi în ianuarie, în februarie, martie. Îmi reamintesc acum când Ion Iliescu își terminase cele două mandate, ca să nu le zicem, două jumate, și în sală era propus să fie președintele partidului. Și când a venit la pupitru, a început așa.
Și atunci erau niște tabere, că ar fi vrut, ar fi vrut și... Iranu? Nu, ar fi vrut, fost cu prim-ministru care pusese Năstase, dar devenea Iliescu care fusese președinte de țară. Și pe ăla i-a spus, stai cu minte. Și a stat cu minte, n-a candidat. Și Joana s-a înscris, l-a ajutat tot din spate, dar nu la legea sala. La un moment dat vine Iliescu, iertați-mă, termin repede, și spune, dragi tovarăși, și începe să dea drumul la cuvânt. Atunci sala a început să stropuia la pe podele, elea care erau 6.000, cred că eram 7.000, la Romesco, și l-au întrerupt și nu l-au ales președinte. Așa că vă spun un lucru. Părerea mea este că Victor Ponta abia acum a realizat pericolul său. Și că, exact cum a zis la sfârșit acum, scapă cine poate, după ce s-a pierdut alegerile. Asta e și părerea. Acum s-a ajuns la etapa cu scapă cine poate? Păi acum să vă spun o chestie. Am văzut harta asta luată. Mai sunt 6 județe. Chiar credeți că Gorjul este imaculat, curat, pe aici nu s-a petrecut nimic? Că tot mă, ne mai se întreabă lumea. Mă, dar pe aici ăia care trebuie să mai facă și dreptate, când vin? Păi au venit. Nu ați văzut că au început să vină? Au început să vină și... deocamdată au ajuns la mediul de afaceri și la un mediu care ar fi trebuit să facă într-adevăr curățenie. Oricum, în pe mine, județ. Pe mine mă amuză un pic acest comunicat, dacă mă gândesc la trecut. Eu am încercat să pun umărul la schimbarea conducerii Consiliului Județean, inclusiv al lui Călinoiu, și în 96, și în 2000, și în 2004. Și am încercat cu toate forțele. Uneori am fost aproape, alteori a fost departe. Sigur, cum spuneam, el s-a versat în munca și politică și administrativă. Am învățat și jocurile de culise, așa cum le practica Mischie, și a avut un relativ succes. Dar n-a, din păcate, n-a realizat la timp sau nu e dispus să realizeze, că el încă mai are timp, adică nu e cădere de meteorit această scrisoare, dar e un semnal. E un semnal și dacă va avea suficiente resurse interioare să înțeleagă acest semnal, va face o mișcare de așa natură încât să iese cu fruntea sus. Dacă va înțelege. Bine, sperăm să nu plângă în birou. Ce trebuie să înțeleagă? Nicu Covaș, spune-mi, te rog, ceea ce declarau în acest comunicat deputații, și anume că Ion Călinoiu a împărțit banii publici, fondurile, după bunul său plac. Nu este un pic de natura penalului? Dacă s-a făcut dincolo de limitele legii, și asta sperăm ca cei plătiți din bugetul statului să facă lumină, să o și facă, cu siguranță că a fost. Deci dacă a depășit limitele legii, cu siguranță că va trebui să răspundă în fața legii. Dar eu m-aș întreba de ce aceste, să zicem, aspecte, aceste ilegalități nu au fost semnalate, pentru că de-a lungul vremii au mai fost primari, cum spunea și domnul vicepreședinte Puiu Deconescu, au fost primari destui care au fost nemulțumiți, dar cine între ghilimele le-a închis gura, cum le-a închis gura, cine a avut puterea să le închidă gura, asta rămâne de dovedit. Și dacă li s-a închis gura și ei au acceptat să li se închidă gura, deși se puteau să meargă mai departe și puteau să facă lumină în ceea ce privește împărțirea asta de bani publici, e păcat că n-au făcut-o și cu siguranță electoratul, dacă va avea dorința, tăria și luciditatea, o va face și va sancționa.
Și vis-a-vis de ceea ce spunea și domnul vicepreședinte Diaconescu, cu siguranță organele de abilitate vor face și aici cât de curând o, să-i spunem așa, o analiză a activității a ceea ce s-a întâmplat la nivel de consilii locale, județene, pentru că, vedeți, se semnalează chiar și din interiorul partidului că sunt nereguli. Și nu cred că cei care sunt puși să facă această analiză sau să facă lumină nu vor ține cont și de ceea ce răzbate din interiorul partidului, din presă și așa mai departe. Dar mai trebuie să luat un aspect. Dacă s-ar fi făcut această scrisoare, în opinia mea, jurnalistic vorbind, cel puțin înainte de primul tur sau între tururi, acești parlamentari ar fi dat dovadă chiar de un eroism așa, de o răzvrătire din asta, să-i spunem, bine, nemai la vremea întâlnită. Respectivă, cu siguranță ar fi fost considerată o gafă și riscau să fie sancționați. Păi, da, pentru că puneau partidul în dificultate și ar fi atras niște acum, semne de întrebare. Acum eu mă întreb așa, de ce să sari la gâtul președintelui de partid acum când totul este destul de fragil ca echilibru politic, partidul este într-o stare destul de incertă. Ion Călinoiu s-a mai ocupat de chestiuni politice în campanii electorale și i-a mers. De ce data asta verde? Nu a mai mers. De undeva. Însăși, astăzi, Victor Ponta a spus așa, adică semnalul pe care l-a dat că pe baronul de Buzău l-a izmatriculat imediat, cum a fost reținut, arată că nu mai este dispus la cei 42 de ani pe care îi are să, asta e părerea mea, să mai țină corupții și pe cei care greșesc în fața populației. Dar și-aș vrea să mai fac o chestiune, bine, o precizare. Bine, asta ca domnul Ponta să se debaraseze de foarte, foarte mulți lideri ai PSD-ului, inclusiv de unii membri ai familiei sale. Știm că anumite acuze, anumite suspiciuni planează inclusiv asupra socrului domnului Victor Ponta, asupra domnului Ilie Sârbu. E probabil acolo, na, să spunem, știi cum spune, e mai aproape mai eu decât cămașa, știți, dar de alții. Una e să ai sute să roiască în jurul tău de baroni, de corupți și mii, și alta e să ai câțiva la care n-ai ce le face, prejurările. Și, dar eu spun o chestie acum, ceea ce scriu comunicatul celor patru deputați, iată, oamenii ăștia nu-s fie oricine, nu este consilier local, primar sau consilier județean, sau un om de rând. E, mai ales fac că afirmații delicat, pentru că grave. Ei reprezintă, practic, o forță care susține guvernul. Sigur. De aceea spuneam că poziția lui Călinoiu este destul de delicată, fiindcă acum, în situația actuală, PSD-ul, ipotetic, nu poate sub nicio formă, pentru nimic în lume, să-și permită să piardă dintr-un foc. Deși e ipotetic, da? Dar nu poate, deci este exclus această variantă să piardă patru parlamentari dintr-o dată. Nu-și permite nici unul, doi la nivelul județului Gorj. Și eu cred că pentru moment va fi o atitudine, hai să zicem, de tăcere și de încercare de rezolvare cu Batista Pățambal, pentru că e firesc. Este surprins de atitudinea parlamentarilor. O să citez dintr-un material al colegilor de la Pandurul. Nu s-au plâns nicăieri, nu au spus nimic. În repetatele ședințe pe care le-am avut, nu au zis că au vreo nemulțumire, vreo observație. Normal că m-a surprins, dar m-a surprins sub acest aspect, că nu au venit de niciun fel să discutăm. Ce aceasta să a discute? Fost declarația dacă domnului Ion Călinoiu. Era acasă. Deși parlamentarii spun
că nu a fost nicio ședință, doar unele formale în campania electorală. Unde să ducă? Acasă, că și-o 7 luni am așteptat. Unde să ducă acasă? Da, la vila de strămutat de lux a domnului Călinui. Eu spun altceva aici. De ce nu? Autoritățile abilitate ar trebui să se autosesizeze. Pentru că la unii se autosesizează foarte repede. Legat de ce anume să se autosesizeze? Păi uitați, pentru că pe acolo, acolo sunt foarte din multe aspecte. Nu, cu din ceea ce scrie. Împărțirea preferențială a banilor publici. Cu... Îi las fapte penale, dacă stăm să revenim bine. Și că ele ar putea face obiectul unor analize și unor organe. Da, într-adevăr. O să vedem ce o să facă PSD-ul în cele din urmă. Este de urmărit acest subiect. Ce face opoziția în această perioadă? Pentru că și în opoziție vedem unele frământări, mai ales aici la nivel de județ Gorj, mai ales în aripa PNL, a marelui PNL sau a actualului Partid Național Liberal. Acolo am văzut în ultima perioadă acuze de asemenea. Acuze care vin dinspre liderul formațiunii sau co-liderul PNL către anumiți membri și culmea, oameni cu funcții în aripa PNL, spuneam, dar și dinspre aceștia către liderul formațiunii, domnul Dian Popescu. Dian Popescu, care are o condamnare conform statutului PNL. Domnul Dian Popescu ar trebui să nu mai fie președinte, să nu mai fie nici membru. În aceste condiții... Nici membru nu. Dar nu mai poate fi președinte. Da, sigur, de aceea și șochează și pe dumneavoastră și opinia publică atitudinea celor 4 parlamentari în PSD, pentru că în general, în PSD se obișnuise așa, ca la orice răbuvniri din astea, să pună Batista pe țambală. Și de regulă ele izbucneau astfel de resentimente, de atitudini fățișe și ușor agresive din punct de vedere al lorilor de cuvânt. Evident, mai ales în PNL, PDL și așa mai departe. Deci, cu atât mai surprinzătoare este, spuneam, atitudinea celor 4 parlamentari. În ce privește situația din PNL, era de așteptat, explica, de mult răbunesc astfel de atitudini și eu, chiar dacă personal am spus-o, chiar nu mai am niciun fel de veleități de a face parte din conducerea PNL-ului, dar ca simplu om, ca simplu cetățean, nu m-am simțit reprezentat de Dian Popescu. Și eu o spun nu neapărat din punctul meu de vedere, eu o spun că am discutat... Sunteți pe lista de posibili excluși? Nu mai cred că nu mai are timp. Și nici că de mâine o să fiți. Și nici forța necesară să facă acest lucru. De ce spuneți acest lucru? Simplu, pentru că nu mai are. Ce să vă, am și eu o experiență, un pic de experiență și politică și administrativă. Dar poate schimba biroul și, permanent și uman. De acord, dar eu nu sunt membru al biroului permanent județean. Și poate cere și excluderea unor membri. Nu poate în biroul permanent județean. Trebuie să o fac în organizația din care face parte membru. Dar dincolo de asta, sunt două aspecte fundamentale. Și mie îmi pare rău pentru Dian Popescu, n-a înțeles. Unu, are acea condamnare care trebuie să-l facă să facă pasul înapoi. Doi, lui a expirat mandatul de președinte de un an de zile. A beneficiat... Este de altă părere, domnul Popescu spune că în 2017 expiră mandatul. Atunci în 2027 expiră, cred că. El a beneficiat, păi da, n-au trecut 4 ani de la alegeri, ce Dumnezeu, doar avem un statut clar al oricărui partid, se fac alegeri din 4 ani. Sigur,
La expirarea celor 4 ani a venit rândul de alegeri europarlamentare și după aceea alegerile prezidențiale și în mod firesc nu își permitea niciun om politic responsabil, fie la nivel de centru, fie la nivel de județ, să schimbe cai în timp ce căruța trebuie să urce. Lucrul ăsta este arhicunoscut, este uzanță la toate partidele. Este elementar în exact. Politică. Exact. Nici n-a fost criticat, oamenii s-au abținut, dar după aceea, văzând că el vine tot pe cai mare, așa, și încercând să dea lecții și de politică și de moralitate și așa mai departe, sigur că atitudinea a început să devină tranșantă până și la foștii lui apropiați. Unele acuze care au fost aduse lui Dian Popescu au vizat atitudinea sa din campania electorală, acel non-combat pe care l-a făcut față de Partidul Social Democrat. Pentru că ne amintim, în campania electorală, cel puțin noi, reprezentanții mass media, nu l-am văzut pe domnul Dian Popescu făcând N-a luat nicio atitudine politică și nici publică. Sigur, eu am și niște informații și chiar de la surse foarte credibile. Își negocia și într-o parte și în alta, dar nu asta mă interesează. Pe mine mă interesează că el nu mai reprezintă Partidul Național Liberal și nu poate să reprezinte. Este președinte sau este copreședinte al marelui PNL, președinte al aripii PNL. Bun, asta pe hârtie, formal. Pe hârtie, deci formal. Reprezintă PNL-ul. Da, formal trebuie să recunosc că așa stau lucrurile. Dacă sunt atâția contestatari în aripa PNL a Partidului Național Liberal, ce măsuri pot fi luate împotriva lui Dian Popescu? Sau poate fi schimbat Dian Popescu? După părerea mea, conducerea centrală nu îl va mai menține ca și copreședinte al PNL. Deși, constat un paradox, culmea ironiei, cei care sar în apărare sunt liderii PDL. Foștii, adică actualii noștri aliați. Și eu înțeleg jocul politic al lor, mă și amuză uneori, pentru că este clar că în 2015 se va contopi PNL-ul, vor alege liderii la organizația județeană. Ori, este în afară de orice îndoială că Dian Popescu nu mai poate să-l bată pe un eventual contracandidat de la PDL la șefia Partidului Național Liberal Mare. Și atunci mă și amuză, deși ei nu-l agrează deloc. Dar absolut deloc și știu bine lucrurile astea. Nici ai mari, nici ai mici. Cu toate acestea, ei au sărit în apărarea lui Dian Popescu. Sigur, sunt jocuri politice. Credeți că o să fie exclus vreunul dintre membrii Partidului Național Liberal care l-au contestat în ultima perioadă pe Dian Popescu? Puțin probabil. Bine, mă refer aici la Marcel Romanescu, la Lupulescu, Octavian Lupulescu, și la eu și Mihai Paraschiv. Paraschiv, da. Puțin probabil. Și să vă spun de ce. Nu numai că nu are forța și autoritatea necesară să facă aceste lucruri, dar el este profund contestat de cel puțin 3/4 din primarii PNL-ului, ca să nu vorbim de faptul că o parte au plecat datorită lui. Din acest punct de vedere, de aceea vă spuneam că el nu mai controlează baza partidului, nu mai are autoritate la oamenii ăștia care sunt, dacă vreți, pivotul, sunt centrul universului pentru un partid. Dacă nu ai primarii, realmente ești pe un nisip mișcător, pe un eșafodaș care este de hârtie. Ai impresia că te susține. Calci pe un beton și de fapt este un eșafodaș de hârtie. Când a scăpat din mână Dian Popescu PNL-ul? Încet, încet. Încet, dar sigur. Prin modul lui de a dialoga cu oamenii,
adesea găunos, mincinos, lăudăros, lucrurile astea te costă în timp. Poți să o duci așa, poți să mai creezi impresia că ai de o parte sau măcar în parte anumiți oameni de partea ta, dar lucrurile astea în timp se răzbună. Deci chiar dacă pentru moment ai falsa impresie că domini, în realitate lucrurile stau tocmai invers. Cât timp credeți că o să mai fie Dian Popescu în fruntea PNL-ului din PNL? După părerea mea, maxim de ordinul lunilor, având în vedere că e vorba de perioada sărbătorilor, nu știu dacă se produce imediat, dar cred sincer că de ordinul săptămânilor. Domnule Puiu Diaconescu, colegii dumneavoastră de la PNL au într-adevăr o problemă, probabil o vor rezolva, dacă nu îi va rezolva domnul președinte al PNL, Dian Popescu, cât timp o să mai fie președinte al PNL și copreședinte al PNL. Din punctul dumneavoastră de vedere, ceea ce se întâmplă acum la liberali afectează alianța pe care, partidul pe care l-ați construit ca și imagine? Am să vreau să vă spun personal. Vă rog. Ca președinte de colegiu, eu am lucrat foarte bine cu liberalii. Pentru că își cunoșteam. Pusese Maci în 2004. O parte i-am făcut. Și am lucrat în această campanie foarte, foarte bine. Cu Orzan, cu președinte, cu primarii, cu activul care a mai rămas. Pentru că au plecat foarte mulți de la dumnealor. Este adevărat că noi acum încercăm, și noi am avut scandaluri acum 2 ani, vă aduceți aminte, că nu le mai terminam, așa, ne-am rupt pe sus, mă rog, s-au candidat lucruri care la dumneavoastră s-au petrecut mai târziu. Și încercăm să spunem la calm, pentru că rufele trebuie spălate în casă. Am înțeles, dumneavoastră, vreți să vă spălați rufele în acum, familie. Acum două lucruri. Vă afectează sau nu ceea ce se întâmplă? Din punct de vedere al imaginii. Să ne dea niște detergent să spălăm pe Dian Popescu. Din punct de vedere al imaginii, nouă ne spune PNL acum. Da, toți, PNL, Partidul toți, Național dar, Liberal. Dar aș vrea să le spun ce gurgenilor și dumneavoastră. Da, foarte scurt, vă rog, scurt, că am depășit. Deci avem un singur statut acum. Deci nici dânsii nu mai pot fără noi, chiar dacă sunt 2 birouri și 2 copreședinți. Orice măsură, că promovezi, că dai jos, că-l arunci, că-l pui, că e o decizie, nu se mai poate decât cu cele 2 birouri sau cu cele 2 CCJ-uri unite, reunite și la masă cu votul tuturora. Ca atare, sunt și multe speculații acum că ar putea da jos pe ăla sau pe alalt. Speculații din punctul dumneavoastră de vedere? Nu, din punctul meu. Din punctul... Nu, dumneavoastră credeți că sunt speculații? Cum să vă spun eu? Speculații. Fiecare își dau cu părerea. Părerea mea este că lucrurile cât de curând se vor așeza. Cât deci, de curând? Eu zic că după sărbători. Ca și domnul. Așa, deși își vor face ordine acasă în tabăra aia, pentru că noi lucrăm acum cu 2 birouri. Da. Și le dăm voie să nu ne amestecăm, că nu e drept să ne amestecăm. Iar la partea, dacă o fac unii, o fac la fel nestatutar. Pentru că eu zic că statutar este când ne vom întâlni, să zicem, pe 17 pe insuliță. Sau când ne vom întâlni cele 2 birouri și unul din dumneavoastră va ridica la fileu vreo chestie și când se va supune la vot. Până atunci sunt speculații. Speculații. Adică nu sunt... Da.
Da, am înțeles. Nicu, dar foarte scurt te rog să-mi spui. Crezi că PNL-ul, PNL-ul și când spun PNL mă refer la structurile centrale, PNL-ul va renunța la Dian Popescu de dragul imaginii și a promisiunilor făcute în campania electorală, inclusiv de către Klaus Iohannis, actualul președinte ales până în momentul de față, sau PNL-ul va renunța la 1, 2, 3 membri pe care Dian Popescu vrea în momentul de față să-i excludă? De ce? Pentru că are nevoie de votul lui Dian Popescu parlamentar. Știm că actuala opoziție are mai puține voturi în Parlament decât PSD-ul. Având în vedere că s-a promis o altfel de politică și președintele ales Klaus Iohannis în declarația pentru 2CV a spus că dacă se va veni la guvernare și este foarte posibil să se vină în 2015 în primăvară la guvernare, va fi făcută această guvernare și majoritate cu altfel de oameni, cu altfel de politicieni, în majoritate oameni care nu au avut, să spun așa, între ghilimele, și nu îl citez, între ghilimele spun eu, pete pe, să zicem, pe CV-ul politic, așa să spunem. În aceste condiții este foarte posibil ca după unificarea birourilor politice la nivel județean, regional și central, este foarte posibil ca președintele PNL Gorj să facă nevoit sau voit sau determinat un pas în spate. Da, trebuie să citesc neapărat 2-3 mesaje pentru că le-am ignorat în această seară. Să nu uitați că au fost mai multe partide pentru voturile pe care le-a luat Ponta. O să vedeți ce o să ia la următoarele alegeri. Gorjenii au început să se trezească. Nu mai merge cu minciunile lor, ne scrie un telespectator. Când vine DNA-ul și la Târgu Jiu? Nu știu, primim această întrebare în fiecare seară și sub câteva forme. Așteptăm și noi DNA-ul, măcar să vedem cum arată anchetatorii DNA. Au mai fost pe aici în trecere. Nu, au stat aici ani de zile. Da, formal, da. Bravo, domnule Manta, Tismana vă iubește, la Tismana va fi ne spune cine va fi primar. Domnule Manta, la cel mai țineți pe Dian acesta, aoleu, nu pot să citesc. Un alt mesaj, tot pentru domnul Manta, o să-i citesc domnului Manta după ce încheiem emisiunea, pentru că nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră, așteptăm să vedem cum va dansa opoziția de acum înainte. Vă mulțumesc și noastră pentru atenție, o seară bună, ne vedem mâine la aceeași oră.